Prăjitură cu brânzică de vaci. Ia uitați ce bine arată. Bună, bună! Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem această prăjitură, prăjitură cu brânză de vaci, și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Într-un vas am pus 250 de grame de făină, punem un praf de sare, cu 190 de grame de zahăr. Cu praful de copt, sunt 16 grame de praf de copt. Amestecăm. Acum o să adăugăm 6 ouă. Punem și 180 de ml de ulei. Avem 180. Esență, esență de vanilie. Și acum amestecăm totul. Și amestecăm până când nu o să mai simțim zahărul, până când zahărul se topește. După ce zahărul s-a topit, dăm deoparte. Acum, într-un alt vas, am pus 700 de grame de brânză de vaci. O să punem și un ou. De grame de zahăr. Și punem și esență de vanilie. Amestecăm totul. Și putem adăuga și coaja de la lămâie. Amestecăm. Am tapetat o tavă cu hârtie și acum o să punem compoziția. O să o punem pe toată. Așa. Și acum din compoziția de brânză o să luăm câte o lingură, ia uitați așa, și o să le așezăm peste, ia uitați, și o să așezăm una aici. Ia uitați, să așezăm și una aici,
Așa. Și o să o punem pe toată. Ia uitați. Așa. Și așezăm. Câte o lingură, câte o lingură, până o terminăm toată brânzica. Așa. Vedeți? Acum o să o dăm la cuptor. Ia uitați ce bine, ce minunăție. O dăm la cuptor la 180 de grade și o lăsăm circa 40 de minute. Ia uitați ce minunăție. O lăsăm să se răcească și apoi o scoatem din formă. Dacă doriți, o puteți pudra cu zahăr. Cu zahăr pudră. Eu am să o pudrez atât acum cât este caldă. Cu zahăr. Apoi eu o scoatem din formă și o tăiem cu bulețe. Prăjitura este gata. Gata. Acum o să o tăiem. O să tăiem așa bucățele. Ce bine arată. Este plină cu brânzică de vaci. O să tăiem cu bulețe. Ia uitați ce bine arată. Uitați. Bună, bună. Prăjitură cu brânzică de vaci. Ia uitați ce bine arată. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup dulce pe toți, la revedere! Ia uitați cum... Codița la o linguriță, o să facem așa, stânga, dreapta, stânga, ia uitați așa. Bună ziua! Astăzi o să facem o prăjitură cu blat umed, cu dulceață de prune 100% natural și
O să avem nevoie de 4 gălbenușuri. O să adăugăm jumătate din zahăr sau din miere. Deci am să fac astăzi cu miere și am să pun să deschidem aici și am să pun 70 de grame de miere. Și o să adăugăm și un praf de sare și o să le batem până își mărește volumul. Acum o să adăugăm untul moale, puțin câte puțin, 90 de grame de unt. O să-l mixăm, adăugăm și restul. Mixăm în continuare. Adăugăm și esență de rom. Adăugăm și 65 de apă clocotită. Acum unim și făina. 185 de și făină. Și 10 grame de praf de copt. Și amestecăm bine totul. Acum o să dăm deoparte și avem 4 albușuri unde o să adăugăm cealaltă jumătate de zahăr sau de miere. Eu pun miere, deci cantitatea întreagă este de 140 de grame. Și o să punem 70 de grame de miere. Începem să batem albușurile spumă mai întâi. Adăugăm 70 de miere. Și o să batem până obținem o merengă groasă. Albușul este gata, ia uitați-l, nu cade din vas. Și acum o să unim albușul cu făina, cu oul, cu toate ingredientele și o să luăm cu o lingură și o să punem și o să amestecăm încet. Și amestecăm așa, de sus în jos. Mai luăm din albus și mai punem. Noi îl incorporăm pe tot. Ia uitați cum arată. Acum o să punem și restul care a mai rămas.
amestecăm bine. Încet, așa, ca să rămână pufoasă. Apoi o să punem toată compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Așa arată. Acum punem toată compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Așa, întindem peste tot. Și aici avem marginul de prune făcut zilele trecute. Ia uitați ce culoare are. Ia uitați cum arată. Și o să luăm cu lingura și o să punem în din loc în loc. Și o să așezăm așa. Din loc în loc o să așezăm. Putem adăuga și o mână de stafide albe. Le punem așa deasupra, ia uitați. Și cu codița la o linguriță o să facem așa. Stânga, dreapta, stânga. Ia uitați așa. O să ducem mărginul peste tot. Ia uitați. Putem face și așa. Și așa. Așa. Acum o să dăm la cuptor la 180 de grade. Circa 30-40 de minute. Și încercăm cu scobitoarea.